Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod mai special. Astăzi o să vă învăț cum să vă instalați Unity Hex și cum să-l configurați și am să vă dau și configul meu personal pe care eu îl folosesc, pentru că da, nu mai folosesc configul lui Vice, mi-am făcut eu un config de la zero. Îl aveți în descriere, o să vă învăț și cum să-l adăugați etc. etc. Sper să nu uit cum să vă învăț. Deci, în primul rând, intrați pe Google, logic, și înscrieți unityhex.com, da? Dați Enter și ați intrat pe site. Voi nu o să fiți logați pe site, să mă deloghez să vă arăt cum să vă arate vouă, o să vă arate așa, da? Voi dați aici login or sign up, vă faceți un cont, dați pe register și vă completați asta și vă faceți un cont. După ce v-ați făcut contul, vă logați, logic. Și o să vă arate, de fapt, nu o să vă arate chiar așa, nu o să vă arate shoutbox-ul ăsta, o să vă arate doar aici, publicarea și chestia astea, pentru că ăsta ți-l arată după ce ți-ai cumpărat un hack. Deci, dacă vreți să vă cumpărați secu, dați aici la Get Premium Cheats, dați pe Get Unity CSGO Premium și vă puteți uita la poze, la video ăsta, cum e, da, probabil știți deja din videourile mele cum e cheat-ul. Când vreți să-l cumpărați, dați aici pe Buy Now, pe ăsta roșu. Băgați aici cât vreți, adică pentru cât vreți să-l cumpărați. Hai să zicem că eu vreau să-l cumpăr pentru 3 luni. Băgați prin ce vreți să-l cumpărați. Dacă vreți să-l cumpărați prin Paysafe, uite aici, Paysafe Card, dar trebuie să faceți un tichet și mi se pare că vă ia o taxă mai mare, pentru că nu știu exact cum se procedează, dar știu că e mai mare prețul prin Paysafe. Habar, dar probabil o fi taxe, pentru că tipii nu-s din România și normal ei nu pot să activeze direct după codul ăla, pentru că dacă tu dai un cod de Paysafe din România în altă țară, el nu poate să-l activeze direct și probabil trebuie să facă ceva șmecherii, habar, nu am, oricum o fi ceva taxe. Eu dau prin PayPal, după aia la cupon aici, enter cupon cod, dacă vreți, nu vă oblig, puteți să băgați codul Raul 2K și vă dă o reducere de 10%. Pe mine nu mă aștept cu nimic, adică eu nu sunt plătit de cei de la Unity Leva Promovare, credeți-mă, eu le-am trimis mesaj lor, pentru că știți că prin februarie, când cheat-ul meu a devenit detectabil, nu mai aveam cu ce cheat să joc, așa că le-am trimis mesaj celor de la Unity și am întrebat dacă vor să facă parteneria cu mine, dar nu le-am cerut niciun fel de ban, pentru că au și zis că ei n-au nevoie neapărat de promovare, dar au zis că dacă eu vreau să le promoveze cu nicio problemă, dar oricum fac chestia asta pe gratis, o fac doar că ei îmi dau hack-ul, practic, știi, să nu mai dau eu banii pe el. Mă rog, deci, vă zice aici că mi-a acceptat codul. Codul ăsta mă ajută, singurul lucru care mă ajută e că băieții văd practic cine a intrat pe codul meu și văd că eu le-am adus oameni la cheat, știi, da, na, cam atâta. Dați aici OK, deci cam atâta, după aia dați continue și practic faceți plata cu PayPal-ul. Dați așa că eu n-am niciun bani, eu sărac. Așa, dăm așa, după ce vi l-ați cumpărat, o să vă dea pe pagina principală și o să vă arate așa, fix ca la mine. Dați aici pe Premium Area și dați Download Your Cheat Client, stai așa că o dăm pe engleză acum. Aici la Game selectezi Unity, ăsta Unity CSGO, aici la version, la version, vai, gata, engleză, băieți, aici la versiune dați așa și dați pe download. Și practic așteptați un pic și o să vi-l downloadeze automat. Hai bă, boss, te downloadezi sau sal? Ok, până se downloadează, mi-e arată setup-ul, probabil că mai am, l-am deja downloadat, dar nu-i problemă. Iată așa să ies din astea. Ok, ceea ce trebuie să faceți, nu puteți să-l instalați așa unde vreți voi, vă trebuie o partiție separată, ori un stick, partiția asta de ce e un stick, deci eu am un stick băgat, dar în caz de n-aveți un stick disponibil sau ceva, n-aveți pur și simplu un stick în casă, puteți să mai faceți o șmecherie, scrieți aici disk management și o să vă arate asta, da? Disk management, deci scrieți aici disk management, da? Și o să vă arate aici create and format hard disk partitions, da? Dați acolo și dați click dreapta, mă rog, vedeți aici unde aveți voi hardul bun, eu am aici nu știu câte harduri nici pe care să-l fac, mă rog, hai să zicem că fac din SSD, da? Dați click dreapta aici, dați shrink volume, o să așteptați un pic, da, nu știu de ce durează atât de mult, probabil că e discul mare, 1 tera. Și aici enter the amount of space to shrink in mega, băgați 7000 de mega, 7 giga pentru că de mai mult n-aveți nevoie și dați shrink. Voi când o să dați shrink o să vă facă altă partiție de 7 giga. Eu nu o să dau pentru că nu mai am chef să fac altă partiție, că după aia nu știu cum o mai șterg. E mai greu de șters, adică nu poți să ai puțin modul și să bagă înapoi și înapoi. O să vă fac o partiție de asta, de 7 giga. Eu am stick-ul ăsta, asta nu-i partiție, e stick. Mă rog, tot un ai. Ok, după ce ați făcut rost de partiția aia, dați pe setup. Și instalați cheat-ul. O să vă detecteze aici că stai, prevent unrecognized. Deci mulți zic că bă, frate, dacă îmi scrie asta e virus. Citiți și voi, frate. Windows Defender Smart Screen prevented an unrecognized app from starting. Adică că a oprit o aplicație necunoscută să... Ăsta a oprit-o, pur și simplu, nu a lăsat să pornească, da? Zice că ăsta... Zice, zi mă, că pornește această aplicație pe
riscul tău. Da? Adică că might. Ce înseamnă might? Hai să vedem pe Google Translate că să vă și translatez aici. Might înseamnă ar putea, nu că are virus. Deci că ar putea să aibă virus și că spui, adică nu e o aplicație cunoscută, mai pe scurt. Ăsta, na, pui mei, ca să nu mai știți că are virus. Dați acolo pe Morinfo și dați run anyway și de aici îl instalați. Dați pe next, vă căutați partiția. Asta e partiția mea. Ok, next, next. Install. Și practic se instalează. Nu mai trebuie să faceți nimic, dați doar next, next și install. Acum așteptăm să se instaleze. Și poate durează, adică poate să dureze ceva, depinde cât de rapid e stick-ul vostru sau hard-ul. La mine e cam lent stick-ul, așa că durează un pic cam mult, aparent. Că am stick-ul ăsta, cred că de vreo 7 ani, să-mi bat piciorul, am folosit la de toate. Și na, pui mei, se încarcă mai greu. Ok, și după ce s-a instalat, deselectați să fiu Redmi pentru că o să vă dea pe netul, să vă, mă, păru. Eu o dezactivez, acum vreți ceva, dar uite, dacă o activează deja pe finish, vă bag aici și vă arată că ți-ai instalat ăsta, că, na, pui mei, dacă ai avut probleme, mă rog, eu îl dezactivez. Ok, și dacă dăm refresh, putem vedea că s-a instalat cheat-ul, UnityX. Dăm pe Unity CSGO, deci intrăm pe stick, intrăm în UnityX, dăm pe Unity CSGO, îl pornim, dăm pe S și așteptăm. La mine e un pic buguit Windows-ul, nu știu ce are și mi-l arată, mi-a închis Steam, ok, că nu poate să fie și Steam-ul și Unity deschis. Mie mi-e buguit un pic Windows-ul și mi-arată Unity-ul așa, mi-l arată așa foarte alb, nu știu ce are, dar știți ce o să fac? O să fac eu ceva, stați, gata, și acum îl arată ca la voi, mi-am pus imaginea neagră și acum arată ca la voi. Deci, practic, o să vă arate așa, Unity, Welcome to UnityX, așa, no login data, adică, practic, nu trebuie să-ți bagi contul sau ceva, că e legat cu contul tău și dați continue și o să se încarce. Trebuie să așteptați, aici zice așa că se autentifică că de alea, trebuie să așteptăm. Hai, frate, te încarci și eu, imediat o să vă zic că stați așa un pic, că văd că merge cam greu, că mie îmi zicea până acum de obicei. Hello? Stați așa că nu e așa, băieți, că văd că nu prea merge. Hai că am înțeles. Preparing your system așa. Și o să vă zic chestia asta. Your system needs to be rebooted. Nu o să vă citesc tot, citiți voi. Practic, trebuie să vă restartați calculatorul. Și o să filmez acum cu telefonul, probabil că n-am cu ce altceva să filmez, pentru că voi când vă dați restart, o să vă arate să vă selectați UnityX la start. Așa că stați un pic să pornesc eu telefonul. Ok, bă, băieți, dăm pe S aici și mi se restartează calculatorul în momentul de față. Mamă, cum se vede, să-mi bat piciorul. Ok, e întuneric în cameră, deci nu băgați în seamă chestia asta. Ok, hai să vedem ce se întâmplă acum. Pornește ăsta. Nu știu de ce se vede așa de prost, se vede un pic cam prost. Am eu pe calitate mai slabă. Mă rog, acum las așa, mai am ce să fac. Deci, se bultează, se face așa și acum o să vă arate aici. Choose an operating system, Windows 10, ce Windows aveți voi, sau Unity Hex Windows. Voi o să dați pe Unity Hex Windows și o să vă bage. Practic, vă logați, eu am și parola aici, mare hacker, și practic vă bagă din nou în Windows. Ok, după ce s-a restartat calculatorul, totul bine și frumos, vă duceți înapoi în Unity Hex, aici, închideți Steam-ul pentru că nu știu de ce, dar se ceartă Steam-ul cu Unity Hex-ul, habar, nu am de ce. By the way, cum să vă instalați config-ul pe care o să vi-l dau eu? Dați la Products, Unity CSGO și Configs. Și aici aveți toate configurile, practic, da? Astea sunt configurile, mă scuzați că s-a auzit așa ceva pe fundal, l-am dat eu, mă rog, nu contează. Aici aveți toate configurile deja băgate, pentru că da, voi aveți nu știu câte configuri... Să vă zic așa, băgate direct în Unity, adică cu care vine cheat-ul. Și practic voi o să downloadați config-ul din descriere și o să vă dea așa o filă de asta .cfg. O downloadați și o puneți aici pur și simplu și o să vă arate în cheat-ul din joc. Ok, hai să intrăm aici să pornim Unity-ul. Și o să dureze un pic, acum mă rog, o să vă arăt aici fix ce zice așa. Deci o să zic authenticate ca înainte. Preparing to Unity to launch și Unity is now active. Practic, în momentul ăsta tu nu mai trebuie să faci nimic decât să intri în Steam. Dar trebuie să intri în Steam cu run as administrator. Dai click dreapta pe Steam și dai run as administrator. Pentru că așa trebuie. Eu știu de ce. Pui mei. Așa trebuie. Ne conectăm pe contul de Steam și intrăm în CSGO. Practic, după ce ați intrat în CSGO și dați pe tasta insert, mă rog, pe tasta scrie ins, dar se numește insert, o să vă deschidă meniul de la cheat și dacă v-ați băgat config-ul meu unde v-am arătat, dați la configs și căutați aici Raul 2 ca legit config. Voi puteți să vă băgați ce config vreți voi, pentru că vedeți, sunt foarte multe configuri, dar dacă vreți config-ul meu, dați aici pe Raul 2 ca legit config
și dați pe make default. Make default-ul ăsta practic ți-l bagă automat când intri în match. Deci practic orice config ai avea tu selectat în momentul ăla, tu când intri în match îți bagă Raul 2 ca legit config dacă dai make default. Eu îl am pe make default, logic, pentru că vreau să joc tot timpul cu configul meu. Și haideți să intrăm la un deathmatch să vă arăt cum este configul meu și cum se descurcă. Ok, am intrat în match, intrăm la Tero și ăsta este configul meu. Ia să hai să vedem așa, să vedeți cum se descurcă și la... Practic vă arată, stați un pic să dau sunorul aici că îmi sparge urechile. Vă arată inamicii doar când sunt pe radar, adică vă arată inamicii prin pereți doar când un coechipier de al vostru îl vede în momentul ăla. Deci uitați, practic acum ăsta nu era văzut, ia să un pic să vedem. Ba, de fapt era văzut, dar uitați, vedeți cum îl arată prin perete dacă e... Aoleu, mori! Are backtrack-ul pe 200 de milisecunde, are config-ul făcut pe absolut toate armele, adică config-ul la aim, mă refer, are aim-ul configurat pe, cred că aproape toate armele. Mă rog, pe armele principale, vă dați și voi seama că pe toate armele nu i-am făcut, dar pe armele principale i-am făcut config-ul, adică pe UMP, AVP, AK, M4A1, M4A4, Deagle, USP, Glock, pe toate i-am făcut config-ul. Acum vă dați seama că pe MP5 ăla cu... amortizor nu i-am făcut, că cine dragul joacă cu arma aia, știi? Că am vrut să mai câștig și eu ceva timp, nu să stau 10 ore să... Mamă, ce le-o dă configul ăsta, frate, și nici măcar nu-i obvious, care FOV-ul la 0.15 AVP, frate meu. Deci rupe configul ăsta, man. Rupe configul ăsta. Și puteți să vă selectați orice alt config vreți voi, dacă vreți să... Mamă, bă, băiatule! Am înțeles, dar nu tapă la... Și dacă vreți, de exemplu, să dați rage, să jucați cu rage cu... Mă rog, eu mi-activez matchmaking HVH și practic spinăreala s-a activat, bă, băieți, ia să vedem. Ia uitați ce le-o dă, acum practic s-a activat spinăreala și le-o dăm de-i rupem. Mamă, uite-l pe la frate. Deci practic, dacă va activa spin butul, am înțeles, nu poate să le apăs acolo. Efe, încă mă bate că nu mai am gloanțe. Bă, bă, am necât ia să-i dea reload la armă, frate. Și practic ăsta este spin butul. Deci practic îi rupem acum. Bă, băieți, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți să vă arăt și la alte cheat-uri cum puteți faceți instalarea etc., pentru că am văzut că și la nici ăla nu puteați să-l instalați pe HUD-ul și multe alte chestii, probabil o să vă fac tutoriale separate și pentru alte cheat-uri. Dați și voi, frate, un like să strângem 1000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!